Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Frate, sunt o mulțime de oameni. Credeți, dar sunt dat 30.000 de oameni. Înțeleg că o să fie în seara asta la meci. 30.000 de români pe stadion? Așa estimează organizatorii, că 30.000 de bilete s-au vândut pentru români. Mamă! Am un prieten care e acolo, la Muncăni. Da. Bine, e dita mai stadionul, adică... Da, da. 70.000. Ce? 70.000 sunt locuri, da. 30.000 noștri. Și ucrainieni sunt mulți. Neutrii nu prea cred că se îngrămădă să vadă România-Ucraina. Da. Și am un prieten care e acolo cu bastionul românesc de fani. Și da, a filmat, s-a cântat Deșteaptă-te române în piață, în Munchen. În Munchen, da, am văzut aseară la fost Pro. Frumos. Era Cosmin Stan pe acolo, printre suportere, agitație mare. Da, da, da. Foarte mișto. Cât e la pariuri, te-ai uitat? Cât e cota? Că acolo îți dai seama cam care e situația. Stai că mă uit acum. Mamă, să-mi arăt și mie unde cauți, că eu nu știu. Am citit că... România 4.35. Mamă, dar ce asta are la favorite? Ucraina 1.92. Adică... 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 Adică e de două ori mai favorită Ucraina. Să câștige. Da, dar nu suntem... Adică dacă avea sub 1.4... Era favorită certă. Aha. La 1-9, acum încă mai e favorită așa și așa. E așa și așa, da, adică e pasibil de un egal. Mă, ne-ar trebui și nouă ceva, știi, să avem o caracatiță de aia care ghicește rezultatul meciului, un hamster, un... A încercat știi un prieten de-al meu cu ChatGPT. Ai o prostie, n-are ce. Eu mă gândesc să facem... Viorica? Nu. Ne aude Viorica? Analiză, nu știu. Să facem cu colega Viorica de la Virgin. Să o pune hamster? Da. Să fie ea hamsterul nostru. Fii atent. Viorica, bună dimineața. Bună dimineața. Nu vrei tu să fii hamsterul nostru care ghicește rezultatul de la meciuri? Facem în felul următor. Aducem două prăjituri diferite. O amandină. Zi măcar veveriță, nu știu. Exact. Da, nu poți. Papagale? Să... Nu, hamster. Nici papagal. Și asta facem. Deci aducem două prăjituri. Ușor diferite, dar egale în dimensiuni. Și le punem la distanță egală în fața ei, la 2 metri. O să dea meci egal mereu. Și vedem pe care o alege prima. O să fie 1-1. Să fie cu ciocolată neapărat. Să știi că dacă e cu prăjituri, mă fac eu hamster. Nu mai e nevoie de viol. Nu împart cu tine, nu. Da. Bine, da, eu mă bag. Deci dacă e cu prăjituri, mă bag. Da, acum n-avem prăjituri. Zine un pronostic pentru meciul de diseară. Ce simți tu așa? Păi, e greu, crezi că e simplu să fii hamster? Nu-mi place asta cu hamsterul. Trebuie să schimbăm, să găsim alt animal, nu știu. Vrei veveriță? Dacă vrei veveriță, dar nu cred că... Nu. Nici veveriță nu e ok. Să zic 1-0 pentru România. E deși, clar. Da. Cred că ești hamster. Hai că ești hamster. Las hamsterul să doarmă, că ei ziua dorm. 0372069599. Prieteni, diseară începe și pentru noi Euro. Ce credeți că o să facem noi astăzi cu ucrainenii? Da, adică, sincer, în meciul de la mișto 4 de la Munchen, dacă reușim să marcăm ceva, dacă cine dă gol, cum o să fie meciul, dacă intrăm crispați, eu cred că o să fie ai noștri crispați rău de tot. Dar nu vreau să fiu domnul Petrescu, o să mă abțin. O să spun că facem 0-0. Stai puțin, că generația asta are mai mult tupeu decât noi. Da, eu sper într-un 0-0 muncit. Adică un 0-0 de la disperat, frate, să le ciupim un punct la ucraineni. Și dacă intrăm cu un punct în meciul cu Belgia pe care îl pierdem, mai avem șanse cu Slovacia. Eu ți-am spus, eu cred că, în primul rând, nu cred că e meci de 0-0 ăsta. N-a fost niciun meci până acum de 0-0 și nici ăsta nu e. E momentul, e momentul, da. E greu. Și mai degrabă, eu cred că putem să ciupim puncte cu Belgia decât cu Ucraina. De ce? Că ea crește... Și mi-e frică pe urmă cu Slovacia. Așa zici? Da. Au venit ceva mesaje, dar să știi că lumea nu e foarte optimistă. Cine dă gol de la noi? Când? Diseară. De n-auzi că diseară eu cred că luăm bătaie. Dar dacă ar fi să dea cineva gol, ora poate să zicem, să sperăm că dăm și noi un goluț. Da. Mihăilă. 0372069599. Prieteni, zilele astea, mai ales când sunt meciurile României, o să vorbim mai mult despre fotbal. Așa că simțiți-vă liber să sunați, să spuneți cam ce credeți că o să se întâmple diseară. Dar putem să compensăm, să facem și o ediție pentru doamne între meciuri, ceva cu o temă... Cum arată... Ne interesăm și facem o temă frumoasă. Da, cu cele mai frumoase echipamente de la... Da. Zaf, tu ce zici? Eu zic 0-0, am zis de la început. 0-0 zici și tu? Eu, în speranța că poate nu primim niciuna.
Zi-mă, Luca. Da, 2-1 Ucraina. Zi-un scor. 2-1? Da. Gol Mihaila. Da. Mamă, cum ar fi? Ucraina. 0372069599 și mesaje audio, dacă aveți și mesaje pentru tricolori, sunt convins că ei ascult, adică se duc în dimineața asta, deschid, ia dă-mă pe Europa FM să vedem ce zic băieții. Poate ne dau ăștia peste nas și batem Ucraina cu 2-3-0, să vezi atunci. Discuții da. Mâine dimineață. Mamă, ne facem... Majoritatea mesajelor sunt, înțeleg, România bate 2-1. Da, da. Adică între cei optimiști. Dar sentimentele sunt amestecate, cum zice englezul. Sunt și mulți care consideră că o să luăm bătaie și da. Că nici nu o să dăm vreun gol la turneul final. Hai să dăm drumul la ceva mesaj. Mie îmi place acest, știi, 2-1. Le dăm și lor voie să ne da, dăm, da, da, totuși. Da. Bună dimineața! Neața! Gigi din București. Salut, Gigi! Bucureștina. Bate România, marchează Coman și Hagi. Și Mihail le dă o bară. Bună asta. Hai România. Hai România. Gigi, mănânci o Eugenie. Bună dimineața, băieți. Eu sunt de felul meu optimist în ceea ce privește echipa națională, deși știu că e foarte greu. Sper la un 2-1 în seara asta, goluri Mihailă și Ianis Hagi. Hai România, hai Costi din București. Hai că se poate. Multe așteptări. Bună dimineața, domnilor. 2-1 România. Uite, mă. Dar așa, pe sfârșit de meci, se vor înscrie toate golurile. Să fierbe. Eroul meciului, portarul nostru. Te crezi 7 puncte facem în grupa asta, mai zis-o la voi și o să mai zic. 7 puncte? Bate România, 1-0! Gol, Ianis! Hai România! Bun. 2-1 România! Man, minutul 70, Mihailă, minutul 91! E bine, așa. Hai România! Adrian din Bufte. Nu v-ați vorbit? Mi-au făcut astea cu detalii, ăla de bară. Da, ăla aici, minutul și golul. Băieții, băiatul ăla de la Balc, ăla o să dea un gol în seara asta. Ăla Pușcaș, ăla băiatul nostru de la Balc. Da. Ăla o să dea un gol în seara asta și pierdem cu 2-1. Hai România! Deci măcar adevărat, mi-ar plăcea tare mult să facă Pușcaș un turneu final bun, că e cel mai hulit jucător din lot. Bine, adevărul e că era Tangiu, ce să mă... Luca, ce spui tu e conform cu realitatea, dar dacă batem mâine, nu știu pe unde scoți cămașa. Păi na, eu sunt de gazaril. Dacă așa dimineața, văd, așa zic. Ce să fiu realist, pare rău, și să spun 2-1 Ucraina. Cristi din Brașov. Deci 2-1... Hai mă, băieți, nici un pic de entuziasm. 2-1 pentru România. Mamă, nene. Super, George, da, mișto. Ai putut. Bună dimineața, băieți. Bate România. 3-2. Ah, tu ți-ai scăpat de sub control la butoane. Le-am terminat. George, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Salut, George, ia zi. Ce zici tu? Ce în primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți constanta mea de luni până vineri la 6 dimineața. Voi îmi dați trezirea. Mulțumim. Și la 6 e ziua mai bună. Colegul Osmanović și... cu mea cu asta. Da. Toate acolo sunt o combinație perfectă, să știți, sunteți ascultați de peste tot, mai ales dintre colegii mei din Belgia, toți îmi spun că mă ascultă. George, lasă odele. Hai cu pronosticuri și cu păreri despre meci. Pronosticul e clar, 1-0 România. Nici nu mă gândesc, nici nu contează, poate marcheze și Edi. Și Edi să mă bine, da, George, bine. Îți mulțumim tare mult. Îți mulțumim. Claudiu, bună dimineața. Claudiu. Bună dimineața. Salut. Da, bună dimineața. Bună. Claudiu sunt de la Sibiu, vă sun. Da. Haideți să fim cât de cât optimist, să zic așa, un 2-1. Și vreau să vă spun ceva. Suntem cotați cu șansa a treia de a ieși din grupă. Acum bănuiesc că șansa a patra este Slovacia. Slovacia, da. Da. Da, bun. Șansa a treia. Eu zic totuși, haideți să terminăm pe locul 2. Hai să fim optimiști. Dar cum să facem noi să terminăm pe 2? Și cine o să fie pe primul loc? Păi pe primul loc o să fie probabil Belgia, locul 2 noi, Ucraina și, hai să zicem, să fim optimiști. Da, Ucraina, da, sunt dezorientați. Bine, Claudiu. De ce se mă dezorientează? Sunt, au probleme mari. Super echipă. Daniel, bună dimineața. Vă salut, băieți. Să trăiești. Eu spun așa, 2-2 pauză, 3-2 final România. Mamă, ce mai spectaculos. Ar fi cel mai spectaculos de până acum, practic. Nu cred că... Mă rog, nu vreau să... Nu, e posibil, pentru că Ucraina, într-adevăr, are fotbaliști individual
foarte valoroși, dar ca echipă nu funcționează senzațional. Asta în meciurile de baraj a revenit de fiecare dată de la 1-0, adică a fost pusă în dificultate. Deci după ce le dăm gol, trebuie să ținem cu dinții de rezultat, asta e. N-ai cum să ții. Nu, trebuie să dai mai departe. De asta un scor de felul ăsta ar fi ipotetic bun pentru România. Adică dacă e cam greu să-i bați 1-0, gen. Dacă dăm un gol, crezi că ai noștri să baricadează? Păi sper să nu, dar întotdeauna mentalitatea fotbalistică e asta, cu excepții mici. Dar uite, până și Anglia seară, după 1-0, ușor, ușor n-a mai jucat. Danemarca, dădea senzația că o să stropească Slovenia și după aia a început să temporizeze, să se apere și până la urmă s-o dihnesc. Au luat gol. Uh-huh. E adevărat că e o strategie asta la turneele finale. Da. Nu trebuie să te arunci peste adversari de la primul meci, că termin bateriile. Deci de asta îi batem noi numai cu 2-1. S-a vorbit ucraineni. Foarte mult că la precedenta, da, la precedenta noastră participare la Euro, în urmă cu 8 ani, când am pierdut meciul inaugural cu Franța 2-1, după un meci foarte bun făcut de echipa națională, se spune că am pierdut apoi decisiv ăla cu Albania, pentru că fotbaliștii noștri erau epuizați, erau încă de la primul meci, când au alergat, de le-au sărit pingelele. Hai să vorbim și cu Tibi. Bună dimineața! Bună, Tibi! Vă salut cu drag prieten, Tibi de la Brescia. Salut, Tibi! Vă salut! Ceau, ceau, amici! Ceau, tutti! Am convingerea că în grupe vom face două egaluri și o victorie. Alegeți dumneavoastră care e victoria. Păi cu Slovacii, că nu. Cu seara asta, cu Slovacii merge. Un 0-3, e, așa, sec. Pușcați 4 goluri la 0-3. Pentru meciul din seara asta văd așa un meci un pic chinuit, timorat, dar o victorie România într-adevăr 2-1. Da, toată lumea zice, mă, Luca, fii atent. Uite-te aici, notează. Dacă noi batem Belgia, așa cum zici tu, da, eu mă duc și scot banii de la cec și îți dau să mănânci mici până nu mai poți. Până zici tu că nu mai poți. Nu te baza pe el că n-are bani la cec. Nu te baza nici pe mine că nu prea mai duc. Nu cred. Abia asta e o minciună. Cred că mi-a întins o capcană. Aurelian, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, bună dimineața, băieți. Eu am un pronostic mai neplăcut. Da. Ucraina, România 2-0. Aha. Și dacă joacă Pușcaș, cartonaș roșu Pușcaș. Oh, mama. Nu-ți place deloc de Pușcaș. Are tot când a fost eliminat și ne-a adus un prejudiciu major în Armenia, parte, sau nu mai știu. E da, lasă, dar alte dăzi ne-a adus aia și beneficii majore Pușcaș. Cum ar fi? Așa cum el. Când a căzut mingea aia în cap, dar a ieșit golul. Bravo! Băi. Bravo! Oli, bună dimineața! Bună dimineața! Europa FM. Eu zic să nu vă faceți speranță pentru că e ordin de sus să câștige Ucraina. Nu, 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 terminați cu tâmpenile, că nu există așa ceva. Nu, e politic, nu, mă corect. Scuzați, dar nu există. Este. Adică să dau un pronostic 2-1 sau 3-2. Pentru ai noștri. Pentru cine? Pentru Ucraina, zai să. Ok. Hai să-l luăm și pe Cristian, bună dimineața. Bună dimineața. Ce faceți, băieți? Bine, ne facem uite, bine. Pacia. Hai să vă dau un pronostic așa, de arăt, cum s-ar spune. Ia. Îi batem, dar îi batem la eu știu, la corneri, eu știu, la faulturi, dar în rest, o să-i bate și la scurt, dacă nu o să avem echipă, că de așa echipă noi n-avem. Uh-huh. Doar de Wayne, nu, doar de altceva, nu, de fotbal, nu, nici într-un caz. Bun, eu zic că o să bat România cu 1-0 pentru Ucraina, eu așa zic. Am înțeles. Deci am început bine optimiști și am terminat pesimiști. Eu zic că am stabilit că cine a nimerit... Cine nimerește scorul devine hamsterul nostru? Păi nu știu dacă reușim, că n-am notat numerele de telefon. N-am notat, bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.